Oaspeți de seamă, marți dimineață în primăria Roman, primarul Leoreanu l-a primit în vizită pe generalul Lucian Foca, comandantul diviziei 2, infanterie Getica, sosit de la Buzău. Vizita generalului la Roman se leagă de un parteneriat pe care acesta l-a încheiat cu primăria municipiului. Se dorește organizarea unei campanii de informare în școlile romașcane pentru a-i atrage pe tinerii elevi spre o carieră în armată. Numai în sistemul militar din Roman ar fi disponibile 70 de locuri. Am onoarea să vi-l prezint pe domnul general Lucian Foca, noul comandant al Diviziei a doua Getica, o formațiune militară care are în subordine și unitățile din Roman, mă refer la baza logistică, la centru de mentenanță, acolo unde este comandant și șef al garnizoanei Roman, domnul colonel Lachman, de asemenea prezent alături de noi. Vreau să-l felicit pe domnul general cu ocazia primirii acestei înalte responsabilități și vom începe în perioada imediat următoare o campanie în discuții în prima dată cu unitățile școlare, conducerea unităților școlare, apoi și cu elevii împreună cu cei de la baza logistică pentru a determina tinerii spre o carieră militară, spre o activitate care este nobilă, care este încărcată de elementul patriotism și care este foarte importantă pentru dezvoltarea sănătoasă a noastră ca nație. În perioada imediat următoare vor fi circa 70 de locuri care vor putea fi ocupate de către tineri în sistemul militar din Roman. Este o nevoie acumulată în timp. Eu am identificat-o acum și am vorbit cu comandantul și am găsit de cuvință să solicităm și sprijinul domnului primar pentru a face publică și a găsi soluții de informare a tinerilor în licee. Aveți multe licee, actul de cultură în municipiul Roman știu că este la mare preț și aș prefera să fie selecționați oameni pe plan local decât să vină navetiși din alte garnizoane care să vină cu gândul de a pleca. Da, să-și găsească un loc cât mai apropiat de casă sau să facă naveta. Eu prefer să fie încadrați militari care au domiciliu stabil în garnizoana în care își desfășoară activitatea. Vă asigurăm, domnule primar, de întregul nostru sprijin și sigur și noi contăm pe dumneavoastră că ne veți sprijini în realizarea proiectelor pe care le avem, inclusiv dacă la nivelul municipiului veți construi blocuri ANL, să-i aveți în vedere și pe ofițerii, subofițerii, maiștri militari, soldații gradați profesioniști care își desfășoară activitatea în această localitate. De îndată ce a ajuns la noi în municipiu, generalul a analizat structura bazei 3 logistică și a ajuns la concluzia că e nevoie de tânăra generație pentru continuarea activității de aici. De dimineață am efectuat o analiză a stării structurii bazei 3 logistice, subordonate diviziei 2 infanterie Getica, o analiză pentru activitățile desfășurate în anul 2013. Pentru noi, această structură este foarte importantă, pentru că ea este cea care asigură suportul logistic pentru unitățile și marile unități subordonate diviziei 2 infanterie Getica, pe timpul executării exercițiilor, aplicațiilor, pregătirii și executării misiunilor în teatrele de operații la care participă unități, subunități, mari unități din cadrul Diviziei 2 Infanterie Getica. Obiectivele care au fost stabilite pentru anul 2013 au fost îndeplinite în marea lor majoritate cu rezultate maxime, acolo unde s-au mai constatat deficiențe. Noi am luat act de ele și împreună cu comanda unității, împreună cu responsabilii de resort din cadrul comandamentului Diviziei 2 Infanterie Getica, vom lua măsuri pentru ca în cel mai scurt timp toate aceste chestiuni să fie remediate în totalitate. De asemenea, am discutat cu comandantul, cu echipa sa de comandă, cu comandanții unităților din subordine ai depozitelor, care sunt măsurile pe care trebuie să le luăm în anul 2014, astfel încât activitatea desfășurată de dumnealor să fie una eficientă, resursele materiale, umane, financiare să fie utilizate cu performanță.
La finalul vizitei sale, generalul Lucian Foca a primit din partea edilului șef însemnele municipiului Roman și invitația de a reveni în municipiu cât de curând.